CS Mioveni 2 rămâne singura echipă neînvinsă din Liga a 4-a la fotbal și după etapa a 6-a. Jucătorii lui Iordan Eftimie au învins și Olimpia Suseni cu scorul de 5-2. Rezultatele complete ale rundei sunt următoarele. ACS Gloria Berevoiești, ACS Unirea Bascov 0-1, ASE Viitorul Ștefănești 2007, ASE Viitorul Cireșu 3-0, CSDL Repitești, ASE Micești 2002 0-2, ASE Victoria Buzoiești, CS Rucăr 3-2. CS Mioveni 2, ASE Olimpia Suseni 5-2, ASE Fece Argeș Pitești 1953, CS Fece Curtea de Argeș 7-1. În clasament, CS Mioveni 2 are 18 puncte, fiind urmată de Fece Argeș 1953, Unirea Bascov și ASE Micești cu câte 15 puncte. În etapa următoare, ce va avea loc pe 4 octombrie, se vor juca următoarele meciuri, toate de la ora 11:45. ACS Unirea Bascov, ASE Viitorul Ștefănești 2007, ASE Viitorul Cireșu, CS Atletic Bradu 2, ASE Miroș, CS Dele Repitești, ASE Micești 2002, CS Fece Curtea de Argeș, ASE Victoria Buzoiești, ASE Fece Argeș Pitești 1953, CS Rucăr, CS Mioveni 2 și ASE Olimpia Suseni, ACS Gloria Berevoiești.